Următoarea noastră invitată are un buchet mare de flori în mână și nu e de la mine. E talentată, e frumoasă, e creativă, e una dintre actrițele mele preferate în acest moment. Doamnelor și domnilor, Cătălina Grama, bine ai venit! Vă pup, bine v-am găsit! Am buchetul acesta mare de flori pentru Andreea Caranda, pentru că este ziua ei. La mulți ani, Andreea! Pentru tine să fii sănătoasă, iubită, fericită, împlinită în toate. M-am gândit la tine azi și toți anii ăștia care ne leagă și ai ajuns un om minunat. Te respecte, prețuiesc, te admir. La mulți ani! Andreea, uite, ăsta e motivul pentru care eu nu ți-am adus flori, pentru că trebuie să faci un buchet așa, dacă aduci. Dacă și tu să-l faci și mai așa. Trebuie să impresionezi, frate. Da, ăsta e un buchet de flori. Nu, e o scuză, dar vorbim după emisiune și lucruri. Felicitări și Casa de Piatră, Cătălina. Mulțumesc, Lili. Măi, deci v-am văzut pe Instagram și am zis, Doamne, în sfârșit au luat, după 9 ani, da, am intrat în al 10-lea an. Păi, oricum voiam să facem pasul ăsta la un moment dat, dar nu eram presați de absolut nimic. Și după ce am călătorit prin Italia și ne-am îndrăgostit de zona respectivă din Puglia și am văzut cât de romantic e acolo, am zis că acum e momentul. Dar el are și nume așa de italian, mereu mi s-a părut. Paolo Ipate, că e acolo, e un pic de italiano. E, să știi că cumva așa a sunat atunci când am avut cununia. Cum a fost la cununia civilă? Cununia civilă, în Italia, pe deci, cam așa a sunat. Exact, în Puglia, în Martina Franca. La sector, da? Sau cum? Da, e o regiune, da, e un sat, un oraș, Martina Franca, un orășel. Și noi am fost undeva în afara orașului, într-o maserie mare. Acolo am înoptat, am stat 3 zile. Cu întreaga familie și acolo a fost și cununia. Deci vine și vă citește cineva din italiană, v-a zis așa? Că primărița de acolo, a venit să ne căsătorească. Da, da, Paul Ipate. Paolo Ipate. Prendi, Prendi, Signora, Cătălina, Alexandra Grama. Cât de tare să zic așa. Și ai zis si sau ai zis da? Păi am zis si. Si. Păi ce puteam să fac? Claro que si. Claro que si. Asta e spaniolă un pic. E spaniolă, da. Da, e certo, si certo. Certo, si. Ce frumos. Și familia a fost alături de voi? Da, întreaga familie. Nu, în Italia nu. Am avut aici o nuntă intimă unde au venit doar câțiva prieteni, dar acolo a venit familia, da. Ce frumos! A fost superb, a fost foarte romantic, o amintire pe care o să o păstrăm mereu în inimile noastre. De aceea ne-am și ales locația respectivă, pentru că am vrut să avem parte de ceva cu totul și cu totul special. Și pentru noi și pentru copiii noștri. Ia sunt poze, cum ați fost în vacația asta? În mire și mireasă. Ia uite-l pe alb, așa, Paul. Câte rochii de mireasă ai avut? Am avut 5. 3 în Italia și 2 în țară. Bine, Cătălina! 5 rochii. Am avut 3 rochii în Italia, create de prietena mea, Cristina State, și 2 rochii aici, aceeași creatoare. De ce, doamnă? Așa am hotărât împreună cu prietena mea și stilista mea, Eliadam. Am hotărât să facem nebunia asta, pentru că după ce a fost așa un eveniment care a venit după niște ani de zile, cum a zis și Lili, am să-l sărbătorim așa cum se cuvine. Și pentru că era și momentul, și locul, și era foarte romantic, și aveam nevoie de poze, ca amintire, am zis de ce nu. Dar cununia religioasă ați făcut-o în România, da? Am înțeles. Păi, cununia civilă acolo, da. Cătălina, noi vorbim astăzi cu telespectatorii despre joburile lor și despre lucrurile care le plac la meseriile lor, dar și care nu le plac. Sunt foarte curios să ne răspunzi și tu la întrebarea asta. Cum e cu meseria ta? Ce-ți place și ce nu-ți place? Mie îmi place totul la profesia mea, absolut tot. Nu există ceva care să nu-mi placă. Da, uneori și noi obosim, dar eu cred că nu există profesie în care să nu obosești sau loc de muncă unde să nu existe, să intervină factorul oboseală. Las că știu eu că am mai auzit că aveți la clanul uneori 12 ore de filmare. Păi da, și uneori noaptea. Și nopțile sunt grele. Și le duci, adică zici, bă, îmi place ce fac? Băi, da, chiar îmi place, adică n-aș alege nimic altceva pe planeta asta. Îmi place, mi-am ales un lucru de făcut pe care îl iubesc din toată inima și nu e nimic care să nu-mi placă acolo. Ce să fac? Sunt foarte norocoasă la acest lucru, că și telespectatorii văd asta. Simt că-ți place. Corect. Asta e foarte important. Dacă aș fi fost contabil, că am terminat liceul economic, pe de altă parte, îți dai seama cum eram eu la birou. Ce tare e că ești și profesoară, dar și altora bucuria asta și abia așteptăm să cunoaștem pe câțiva dintre elevii tăi. Da, am venit astăzi cu o parte dintre copiii noștri talentați de la Becoming, de la școala noastră de actorie, a mea și a lui Paul, și o să vă arătăm o bucățică din piesa O altfel de poveste, care e o poveste trăznită, așa, o comedioară pentru copii. Nu ne spune mai multe, fii atentă, nu ne spune mai multe. O să luăm acum o pauză și cum revenim, O să vedem și neta, da? Da. Perfect. Da. Perfect. Publicitatea, revenim imediat. Am revenit în direct la Vorbește Lumea, suntem în continuare alături de Cătălina Grama. Aici și a rămas că avem un moment interesant cu copiii, o scenetă. Da. Dar nu e șurubel aici, șurubel, ce faci? Eu sunt asistentul Cătălinei, acum montez microfoanele, vreau să se audă totul bine, gata copii, suntem pregătiți. Bravo! Să fie perfect, da? Bravo. Bun, perfect. Cum îi prezentăm? Păi sunt trupa de la Becoming, da? O să-i prezint eu pe rând după ce au încheiat. Nu, așa, să le facem o prezentare. Și acum urmează... Și acum trupa de teatru Becoming vă prezintă o altfel de poveste, o bucățică, o să vă placă foarte tare. Asta m-ar face și pe mine fericit. Asta l-ar face și pe el fericit. Îmi pare rău, sunt alergică. Dar, mami, sunt prea timid. E prea timid. Ești timid, nu ești bolnav și timidii se căsătoresc. Găsesc o prințesă și o să-ți placă și o să te căsătorești. Asta e, o să-ți placă și o să te căsătorești. Căsătorit? Acum sunt și nervos și timid. Nu pot să merg mai întâi la o întâlnire sau ceva? Bine, poți merge mai întâi la o întâlnire cu ea. Bine. Și apoi te vei căsători. Da, frățioare, te vei căsători. Dar, mami! Dar, mami! Șt! Liniște amândoi! Există atât de multe femei care se cred prințese doar pentru că își cumpără un costum de prințesă și se îmbracă ca cenușerea ta. Dar asta nu înseamnă că ești regal. Atâtea pretendente! Nu pot lăsa orice fată să se căsătorească cu fiul meu. Jos, mi amor! Întâlnire, ai spus o întâlnire. Dar, mami, o întâlnire... Mă rog, o! Așa că regina a pus un anunț pe site-ul oficial de știri regal. Ce spune? Familia regalității caută singura prințesă din țară care are o inimă cu adevărat regală. Ce romantic! Această prințesă norocoasă va câștiga întâlnire cu fiul meu, prinț! E atât de ciudat! Fiecare femeie care credea că este o prințesă și-a dorit o întâlnire cu prințul pentru că el într-o zi va deveni rege și asta înseamnă că ea va deveni regina. E bine să fii regina. Sper să nu afli niciodată. Șt, gata! Așa că sute de prințese s-au aliniat și și-au așteptat rândul pentru a fi cercetate de regină. Nu, nu! Așa că nu te deranja! Fă loc pentru noi ceilalți! Fete, fete, am această parte grozavă în care îmi las pantoful în urmă. Eu mă prefac că mănânc un măr și spun că e o travă și dorm și trebuie să mă sărute un prinț ca să mă trezesc. Dormi, te sărutești și te trezește? Asta e partea mea! Și mai am și prieteni animale și pitici care mă urmăresc și bat băieții răi pentru mine. Ce să spun? Eu am o bestie mai tare decât piticii tăi! Îmi las părul foarte lung și îi voi face pe băieți să se urce pe el până întun să mă vadă. Aoleu, sună foarte dureros. Foarte, foarte dureros. Îmi pieptăn părul, îmi aranjez coada, îmi lustresc solzii și am să fac un salt de pe stâncă în altă. Aoleu! Vai de mine! Eu pup broaște! Leaa! Ne transform în prinț! Wow! Bine, doamnelor, vă rugăm să vă apropiați una câte una. Ia să vedem. Hai! Cenușerea asta, regina, cea care și-a pierdut pantofi. Îți iubesc pantofii, regina mea, foarte la modă. Am și unii noi de curarea dovleacului, iubesc dovlecii. Următoarea! Hai la microfon! Arie, regina mea, are și coadă și picioare, tot ce-ți dorești. Legatul meu e nemărginit, trăiesc înconjurată de ape, în palatul meu de scoci, acolo unde oamenii nu pot ajunge, pot avea și picioare și coadă, iar dacă prințul vrea, îi fac cadou niște solzi. Solzi? Da, și prințul o să fie prieten cu crabi, pești spadă, delfini și rechin. Nu mulțumesc, nu-mi place peștele. Nici mie. Următoarea! Regina mea, slava Domnului e fără bestie. Ce bestie? Hai la microfon, hai la microfon. Era Rapunzel, era Rapunzel, nu-i nimic. Acum hai să vorbim despre păr, regina mea. Aveți acestea pletale mele super frumoase. Știi cum fac capa de ploaie și sufie castraveți proaspăt presat. Miroase încântător. Vrei să-l miroși? Nu! Următoarea! la microfon, hai la microfon. Moasa a dormit, regina mea, doarme pe ea. Bună ziua, regina mea. Bună, te simți bine? Scuză-mă! Hei! Oh, îmi pare rău! Obosită, draga mea! Destul de... Mi-amintesc că m-am înțepat într-un fâșit. Am dormit vreo 100 de ani. A fost multă așteptare să te văd și... sunt atât de obosită. Următoarea! Ciorobele, sunteți cu spatele. Bă, regina mea, slava Doamnei fără bestie. N-am nevoie de nicio prezentare, maestate. Sunt cea mai frumoasă de frumoase și bestiile se îmblânzesc în prezența mea. Ia-uzi, frate, te îmblânzește, nu glumă. Dacă prințul mă alege pe mine, va fi bestial. Nu știu ce să zic. Te voi lupta un pic cu bestia, atâta tot, Zida! Nu! Următoarea! Uite, hai, vin aici. Vin aici. Albă ca zăpada, regina mea, fata aia cu piticii. Sunt într-un pericol teribil, ține-vă, să cineva încearcă să mă otrăvească. Poftim? Trebuie să mă ajutați, sunteți unica mea speranță. M-am lămurit! Luați-le pe toate! Bravo! Bravo,